Salutare, salutare! Suntem pe Balta Nera. Este prima zi cu soare după foarte mult timp. A plouat destul de mult în zilele trecute. Astăzi chiar este o binecuvântare, o zi superbă de pescuit. Am venit cu 3 prieteni și sper să avem o zi frumoasă, cu pești mulți, sunt sigur, pentru că balta asta promite, se zice, trece din ce în ce mai mult. Avem un pește acum. Să nu uitați când vă apropiați de mal să dați drumul la frână. E o oglindă. Nu-l forțăm prea tare, că avem un cârlig micuț. Și gata. Așa. Uite, avem frac acum. Lasă-l acolo, lasă-l acolo, pune-l acolo. După ce am sondat, o să pescuiesc cu un băț la 70 de metri și unul la 90. O să văd cum răspunde peștele și după aceea am să mă apropii, poate cu un băț mai la jumătatea bălții. Echipamentul cu care pescuiesc este un Daiwa de 360 și un Dome Gabor de 390. Cârligul de 14 și cu o bandă. Lungimea forfacului 8 cm, metodul de 30 de grame. Metod făcut de mine e de 50 de grame, cu ăsta pescuiesc la distanța de 90. Forfacul, bineînțeles, tot cu 14 încep un forfac puțin mai scurt de 7 cm. Să vedem dacă e diferență între trăsături. Astăzi o să mă axez mai mult pe tactică, pe cârlige și mai puțin pe nadă. Ce spun lucrul acesta? Pentru că acum deja știu, nada este foarte bună. Îmi răspunde pe bălți
indiferent de unde am fost, până și pe balta asta, când am fost în, acum vreo o lună jumate în urmă, am prins foarte bine. Cei care n-ați văzut filmulețul, aveți pe canal filmulețul, care chiar a fost un recital în momentul când am venit prima oară cu Active Bates pe balta aceasta. Ia să vedem ce avem aici. Mai avem un peștișor. Drilu, drilu, crocodilu. Avem acum unul, să vedem dacă îl și scoatem. E puțin mai micuț. O să ridic un pic aici pentru că am un prag aici aproape și să nu mai am surprize. Acesta e mai micuț. Opa, hai încoace că... Atât, e micuț. Astăzi pescuim cu grill protein și cu premium fish meal, deci în zilele acestea două am să le combin, să vedem ce iasă. Fac și un pic de peleți. Peleții acestea sunt un mix de fish meal și halibut de 2 mm. Le pun apă cât să se acopăr pe toți. Îi las 20-30 de secunde. Îi stor de apă și îi las așa. Îi folosesc acum doar pentru capac, atâta tot. Avem un ciortănaș, oglind, oglinjoară. Așa.
dreapta. Și îmi ia pești bățul. Haidea să mergem să vedem ce pește avem. Ce priveliște frumoasă, vedeți? Este superb. O zi aproape fără vânt. Da, e și nervos, dar e și bățul e mai puternic. Nu e permisibil, știi? Nu-i moale, vezi? De pe vârf, da. Da. E mai frumos să fii cameraman decât să fii acolo pe... E mult mai ușor. La pescuit cu abonații. Oi, ce frumos! Uite, captura zilei! Bravo, Florin! Active baits! Ia uite! Da, am zis că e... Ia, ridică-l un pic, așa. Ai grijă că să nu ajute. Frumos, gata. Ai, ce frumos e la pescuit, iar e frumos. Și dus să ne vedem. Mulțumesc, Florine! Mi-ai salvat onoarea și bățul și nada și tot. Am aici un abonat care a luat nada de la magazin. Ia uitați! Și e foarte mulțumit. Ia uitați ce peștișor frumos s-a prins. Stai ușor, stai ușor. Hai că s-au acum am prins la bățul lui Florin. Florin, bineînțeles că e plecat. De-aia vă zic că noi am venit la pescuit chiar de relaxare. Este în capăt la un coleg. Ia să vedem ce avem aici. A venit destul de lejer până aici, dar cum face nază. Opa! Mic de-al dracu. Ia uite. Gata.
scapt prin altul. Avem un ciortănaș, oglind, oglinjoară. Gata. Opa, așa. Și aruncat cărligul. Nada, mai rămas un pic pe metod și cu un wafter. Cum v-am zis la începutul filmulețului, astăzi am venit pur și simplu doar pentru relaxare. A fost o zi foarte plăcută, cu vânt moderat, soare, deci chiar m-am încărcat de energie. Mai sunt câteva zile și vine Paștele. După sărbători voi merge din nou la Dunăre până la închidere. Voi sta vreo 3-4 zile, să vedem cum mă încadrez. Sper să fiți cu ochii pe mine. Dacă o să am semnal, o să fac și un live. O zi cu pești mai puțin. Deci astăzi eu am fost foarte leneș în pescuit, dar important este că m-am simțit bine. Sunt bucuros că a mai fost cineva care i-am recomandat nada și chiar a prins mult mai mulți pești decât mine și îl văd fericit că au avut încredere în sfaturile mele. Deci asta a fost partida, un Paște fericit și binecuvântat. Până data viitoare vă doresc numai bine, fir întins și nu uitați că cea mai bună nadă este informarea.